La instrumente muzicale cântă și următorii noștri invitați, Gheorghe Matei și Gheorghe Eremei. Cei de prin regiunea Ialoveni îi cunosc ca unii dintre haiducii de pe acolo. Noi însă astăzi vrem să descoperim împreună. Ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și vă spunem la mulți ani cu ziua numelui. Foarte mult ne bucurăm și noi că ne-ați invitat și chiar vă mulțumim frumos în această zi de o frumusețe deosebită pentru noi, ca gheorgheș. El e gheorgheș, eu sunt Gheorghe. Așa, voi așa faceți diferența, da? Da, ca să nu ne... Eu mă gândeam, da, mai este vreun Gheorghe prin haiduci sau dacă era să fie aici? Poate aș fost Mihai Duci, care de acum, dar... Ei, nu e... Poate aș fost. Poate aș fi fost. Dar dumneavoastră, de câți ani vă cunoașteți? De cât timp sunteți împreună pe scene și la cântări? Spui tu că vreo 15 și 20? 15 și 20, mai bine chiar. Așa a trebuit să fie, că din născut de prin alte părți, dar ne-am adunat. Ne-am întâlnit la Ialoveni și am făcut această frumusețe. Rază de cântare. Când se organizau sărbători de festival, eu veneam cu colectivul meu și domnul Gheorghe și adică acolo am făcut cunoștință și ne-am unit. Este o tradiție frumoasă că atunci, cu 25 de ani în urmă, 25, la Ștefan cel Mare și Sfânt la festivalul ăsta, atunci am hotărât să organizăm trupa asta de bărbați. Este un acordeon, deci ce ține de instrumente, adică acompaniament. Și restul erau 13 pe vremea aceea, 13 bărbați, puternici cu 20 de ani, vă închipuiți. Da, vedem acum deja ce au rămas din acei 13 bărbați puternici tot, mai puțin, dar tot puternici, nu? Nici n-am știut că aveți aceste... Le avem de pe internet, internetul e mare. Și pe România suntem, pe la Galați, pe la... Aveți cântări și prin România, erau în perioada aia bună. Să știți că ne-i dor foarte mult, cu toate că nu mai este acea libertate de a trece încolo încoace. Oricum, pentru noi în suflet, noi ne aflăm și acolo și aici. În suflet suntem. Printre alte, deci am spus despre Ștefan cel Mare, fiindcă Sfântul Gheorghe pentru Ștefan cel Mare a fost un apărător pentru Moldova, în genere Moldova, de aici, Republica Moldova și Moldova de peste Prut și regiunea Cernăuț și Chilia din Bani. Fiindcă în 1504, Ștefan cel Mare a contribuit foarte mult la inovarea mănăstirii de pe Muntele Athos, mănăstirii Zenofea. Mănăstirea care a transmis steagul Moldovei medievale al lui Ștefan cel Mare și acolo, pe steagul acela, era crezul, adică rugăciunea lui Ștefan cel Mare către Gheorghe, Sfântul Gheorghe, da. Tu nu o să... Nu o să spunem, că avem aici o lecție de istorie. mă interesează, fiindcă numele trebuie să-l porți, știind totodată, că știu că un milion, aproape 900 și ceva de români. 900 de mii. Adică aproape un milion de români de pe unul și de pe celălalt. Între altele, 138 de mii fete poartă numele derivate de la Gheorghe. Derivate, dacă avem și noi în această seară, o să vină în curând Georgeta Voinovan aici în platoul nostru. Așa că avem și Gheorghe și Georgete. Cu părere de acum m-a apărut numele de ăsta cu Denisuri, cu... Ei, Denis încă-i bun. Da, e de-a noastră. Sunt altele. Fiecare nume este frumos și bun în felul său. Da, sigur, nu Doamne Ferește, n-am vrut să o vizez pe nimeni. Dar totuși mai bine când ai nume de sfânt. Dar Gheorghe Ion... Andrei, Vasile, este ale noastre, așa, de acasă. Dragi Gheorghe, vă invit în aceste momente să ne interpretați live, la instrumente, respectiv nai și cobză, o melodie care să ne teleporteze în sat, acasă. Cu tot dragul, pentru părinții mei care mi-au dat acest nume, le mulțumesc din suflet, sunt foarte mândru că port numele Gheorghe. Și colegul meu, la fel, cred. Mândresc, Suntem Gheorghe, cei care nebiruiți,
cei care de neînvins. În aceste momente eu plec din acest loc ca să vă las pe dumneavoastră să încântați pe cei de acasă. Cu tot dragul. Mulțumesc.